Bun găsit tuturor, sunt Cornelia. Împreună vom afla răspunsul la întrebarea cum am grijă de sănătatea mea. Pentru a fi sănătoși, este necesar să mâncăm sănătos. Alimente variate. Ce s-ar întâmpla dacă vei consuma la o masă carne? Atunci vei fi protejat împotriva infecțiilor. Puterea o vei avea mâncând zilnic o salată de legume. Ce s-ar întâmpla dacă ai bea o cană cu lapte în fiecare zi, ai mânca o felie de brânză, oasele se întăresc, te vei juca cât dorești. Dacă vei consuma cereale, vei avea multă energie, pentru că cerealele sunt cea mai mare sursă de energie pentru om. Fructele au multe vitamine. Se spune că mâncând un măr pe zi, vei ține doctorul la distanță. Și nu uita să bei apă mereu, atât la școală cât și acasă. Corpul nostru are nevoie de apă ca să rămână sănătos. Tai alimentele nesănătoase. Brânză și smântână sunt alimente sănătoase. Bomboanele sunt alimente nesănătoase. Ciorba este un aliment sănătos. Hamburger este un aliment nesănătos. Iaurt cu cereale și cu fructe sunt alimente sănătoase, într-adevăr. Apa este un aliment sănătos. Cartofi prăjiți cu maioneză și ketchup sunt alimente nesănătoase. Sucuri acidulate și colorate sunt alimente nesănătoase. Dulciurile sunt alimente nesănătoase. Bravo! Pentru a avea o sănătate bună, este necesară și o igienă a corpului. Din următoarele imagini, alege și încercuiește obiectele de igienă personală. Pasta și periuța de dinți. Când le folosești? Într-adevăr, dimineața și seara trebuie să te speli pe dinți. Prosopul este un obiect personal și nu se împrumută. Pieptănul este un obiect de igienă personal pe care îl folosești zilnic pentru a te pieptăna. Nici acesta nu se împrumută, este foarte important să-l speli din când în când. Săpunul se folosește pentru a înlătura de pe piele murdăria și microbii. Folosește-l cât mai des pentru a te proteja. Corpul tău are nevoie de mișcare ca să se dezvolte armonios. Mișcarea te va ajuta să te relaxezi, iar creierul tău se va dezvolta mai bine și vei învăța mai ușor. Îți place sportul? Ce sporturi practici? Înot, karate, basket, fotbal, gimnastică. În concluzie, pentru a fi sănătos, vei avea grijă să bei apă în fiecare zi, să mănânci sănătos 3 mese pe zi, să faci mișcare, să practici un sport, să dormi 10 ore pe noapte. Toate cele bune tuturor! Pe curând!